aici, în fața domnilor voastre, pentru a vă aduce la cunoștință, cu multă nerăbdare și entuziasm, faptul că prin libera noastră hotărâre asupra sorții neamului, prin puterea credinței, forța bărbăției, curajul cuvântului, egalitatea și libertatea gândului, fraternitatea, limba și pământul, idealurile noastre ca popor în acest moment de cumpănă pentru poporul român, unirea tuturor celor de o limbă și de un neam. Aveți, deci, în fața dumneavoastră, pe cei care de-a lungul a 2000 de ani au contribuit la realizarea unirii din această zi. Faceți cunoștință cu aceștia. În momentul pierderii sarmii Segetuzei, Decebal a rostit aceste vorbe. Curajosul și gloriosul Ștefan cel Mare. Am venit aici să depun mărturie că din cei 47 de ani de domnie am fost un domn de el. Nu am nescurat pe unii ca să cinstesc pe alții, căci puneați un domn pe el s-a învegheat asupra Moldovei. Eu am fost Biruda Războiul Sicilia. Moldova, Biruda Pretutine, a fost norocul, a fost tăria. Eu sunt bătrân. Unde sunt morții și părinții voștri? Unde sunt strămoșii care sprijină pe unii lor pământul Moldovei? În acest colț de lume, unde însuși neamul românesc a prins rădăcini adânci ca și proprii de scuzare. Mie nu mi-a plăcut lupta, mi s-a luptat ori de câte ori de atâmbrarea și otarele țării mele au fost amenințate. Căci țara asta nu e a mea, nici a voastră, ci a urmașilor, urmașilor voștri. Bravul și viteazul nostru Mihai! Este mai important decât a ști. Unirea celor două principate reprezintă unul din momentele cele mai importante din istoria României, ca o încununare a unei lupte îndelungate, un pas decisiv în procesul de formare a statului național unitar. Dubla mea alegere a fost posibilă doar datorită voinței voastre, așa că aplicarea mea va fi un pas înainte spre viitor pentru România. Să dea Dumnezeu să meargă țării mai bine, fără mine decât cu mine. Să trăiască România! La ceasurile 12 din 1 decembrie 1918, prin votarea unanimă a rezoluției, unirea Transilvaniei cu România era desăvârșită. Vasile Goldiș citea solemn actul unirii. Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și țara ungurească, adunat prin reprezentanților îndreptățiți la Alba Iulia, în 1 decembrie 1918, decretează unirea celor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România.
România. Adunarea Națională rezervă teritoriilor sus indicate o autonomie provizorie aleasă pe baza votului universal. Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Egală dreptățire și deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile. Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat, democratic, pe toate terenurile vieții publice. Românii adunați în această adunare națională salută pe plac fraților din Bucovina, scăpați de jugul monarhiei austro-ungare și uniți cu țara mamă, România.